După două săptămâni de spaimă și întrebări nesfârșite pentru gălățenii din izvoarele, răspunsurile vin astăzi. Timp de mai bine de 3 ore, specialiștii în fizica pământului și geologie au fost în ședință. La final au încercat să explice de ce se mișcă pământul. Au terminat aceste discuții în urmă cu vreo câteva zeci de minute. Colegul meu, Daniel Călin, urmărește acest subiect și a stat de vorbă cu experții. Bună ziua, Daniel! Ne-am lămurit sau nu ne-am lămurit? Ce se întâmplă la Galați? Bună ziua! Să spunem că ne-am lăpurit, cel puțin deocamdată. Aceste concluzii prezentate astăzi au fost din nou sub mențiunea că sunt preliminare. Cert este că aceste mișcări tectonice de la Galați au cauze naturale. Se produc din cauze naturale, din cauza faliilor care sunt în zona respectivă. De asemenea, specialiștii au spus că nu există legături că ar fi produse de exploatările petroliere din zonă, pentru că aceste exploatări petroliere se fac în zona respectivă de aproape 60 de ani, iar adâncimea la care se fac ajunge undeva la 800 maximum 1000 de metri adâncime, pe când aceste cutremure, chiar dacă au fost foarte aproape de suprafață, s-au produs la adâncimi de 5 până la maxim 10 km adâncime. Așa că, până în acest moment, acestea au fost concluziile pe care le-au prezentat specialiștii care s-au întâlnit astăzi la Institutul pentru Fizica Pământului de la Măgurele. De asemenea, s-a făcut o precizare cum că acest cutremur care a avut loc ieri în Vrancea, cel de 5,5 pe care l-am resimțit și în București, nu ar avea legătură cu mișcările care se produc în zona Galați. Așa că în următoarea perioadă nu se poate spune cu exactitate dacă vom avea și un cutremur de o magnitudine foarte mare care să ne îngrijoreze. Am înțeles, Daniel, îți mulțumim frumos pentru informații. Discuțiile pe acest subiect sunt însă mai vechi. Încă de ieri, specialiștii au venit cu o concluzie preliminară. Spuneau că la Galați ar fi reactivat o nouă falie seismică, așa cum au reiterat și astăzi. Iar asta nu-i liniștește însă deloc pe localnicii din comuna Izvoarele. Colega mea, Berta Popescu, este într-una dintre locuințele unde pereții s-au umplut de crăpături. Bună ziua, Berta, ai stat de vorbă cu oamenii, sunt zeci de oameni în această situație. Ce au de gând să facă? Bună ziua, Mihaela, bună ziua tuturor. Oamenii sunt destul de supărați de faptul că în pereții caselor lor s-au dărâmat din cauza acestor cutremure. Spuneau mulți dintre ei că dacă vor fi nevoiți cu adevărat și cineva le va spune că această zonă deja nu mai este sigură pentru a locui aici, se vor muta fie la copiilor care stau în Galați sau în localități din apropierea acestui sat, însă că le este foarte greu să-și părăsească și casa în care au locuit atâta timp, pentru că oamenii stau aici de zeci de ani. După cum vedeți, sunt destul de crăpați acești pereți, sunt crăpături de 2 cm și au venit și cei de la ISU pentru a monitoriza aceste case. Oamenii sunt speriați în continuare, chiar dacă azi noapte nu au mai fost cu tremure, însă speră în continuare ca acest fenomen să înceteze și le este foarte frică de ce s-ar putea întâmpla mâine. Chiar ziceau că singura soluție pe care o mai au și singurul lucru pe care poate să-l mai facă este să se roage la Dumnezeu, pentru că doar El îi mai poate ajuta și speră în continuare și se roagă să înceteze această activitate seismică, pentru că deja sunt 2 săptămâni de spaimă și frică. Spuneau că nu mai dorm noaptea, că nu mai pot să mănânce și preferă să stea cât mai mult în afara casei, pentru că le este foarte frică să nu vină cumva un cutremur foarte mare, astfel încât să le dărâme casele. Berta, îți mulțumim frumos pentru informații!